Salutare! Se sfârșit de mai aproximativ și am zis să vă mai arăt și eu puțin grădina și solarele, că nu le-am mai filmat de mult. Nu mă? Păi cum? Pe aici am pus ardei, aici avem niște sfeclă roșie, că am luat-o iarba. Aici avem ceapa. A plouat aseară puțin. Ce-i turbo? Hai să mergem în solare. Plasă de umbrire pe ele am pus și plasă de umbrire. Asta e situația în solare. Bineînțeles că au legat roșiile, că nu le-am mai filmat de mult. Ia uitați-le, astea sunt alea inimă de bou. Sunt cele mai mari din solar, știți că erau ele mai micuțe, mai micuțe. Erau mai, nu le mergea lor, dar până la urmă urmei s-au făcut frumoase. La ora 7:30, 22 de grade aici. Așa cum vedeți, cu umbrirea 40%. Le copilim. Le-am palisat. Astea sunt pe două vârfuri. Au legat cam toate în general. De acolo încoace. Astea sunt cele mai tinere. De acolo. Și până acum situația e ok, le udăm prin picurare. Mai avem și ceva răsat de ardei pe aici, care o să trebuiască și el mutat. Mergem și în celălalt solar. Noaptea ținem ușile închise deocamdată, că nu este chiar așa de cald. Aici niște lucernă, ceapa morcovi cu mărar. Aici sunt niște castraveți, sunt ei cam, nu știu, afectați, o să trebuiască să-i tratăm. Aici iar ardei. Și în rest frumos. Îmi place luna asta mai, când înfloresc salcâmii peste tot prin zonă pe aici. Au înflorit salcâmii. Socul care face un miros nemaipomenit. Salcâmii în floare. Bine, ei acum s-au mai și trecut, că n-am filmat. Dar foarte, foarte frumos miroase și noaptea și dimineața și vița de vie înflorită. E frumos. E o nebunie să stai la țară, în orice perioadă, toate perioadele au frumusețea lor. Și solarul cu rila. Ele sunt mai avansate, sunt mai mari toate. Bineînțeles că au înflorit. Au legat și tot așa. Ia uitați, sunt legate. Așa e la țară, mult de muncă, dar câteodată sunt și pierderi și câștiguri și na, asta este. Mergem înainte. Am trecut și la grădina cealaltă. Aici avem cartofii. Ia uitați. I-am tratat cu mospilan, bineînțeles că nu ai altfel cum. Îi mâncau gândacii de Colorado.
livada, porumbul. Și partea din față de aici, iar cartofi. Ceapă. Și dovlecei. Și niște fasole. Bineînțeles. Salcâmi înfloriți. Și tot așa. Ne-am întors în prima grădină. Ne bate soarele ăsta așa, imediat să mă sucesc. Aici avem un kiwi. Fasole. Cireș. Zmeură. Și am ajuns la grădina din față, din fața casei. Au înflorit niște maci pe aici, trandafiri, leagănul. Mișule, tu ce faci, mă? Bă, Mișu? Aha. Așa, fă prezența. Și aici bolta de trandafiri, urcători. Frumos. Și în luna mai. Pe la voi cum e? Sunteți ok? Sunteți în regulă? Cam asta este. O duminică frumoasă să aveți și multă sănătate și spor la treburi. Așa e când stai la curte, ai de treabă. Și Mișule, tu ai treabă? Hm? V-am salutat și toate cele bune!